Și ce mi se pare foarte interesant aici, sunt convinsă că aveți acasă prieteni sau aveți de jur împrejur noastră oameni cărora ați simți nevoia să le spuneți toate lucrurile care vi se întâmplă. Lucruri care nu sunt de spus la orice colț de stradă, oricărui om pe care îl întâlnești, deși sentimentul meu este că uneori ar trebui e bine să taci. Să taci sau să te duci când nu cunoști pe nimeni, undeva într-un hău, undeva într-un sat uitat de Dumnezeu, să te întâlnești cu un om, să-i vezi pe stradă prima oară în viața ta, să-i pot să vă spun ceva, uite, asta vreau să vă spun, asta că n-am cui să spun, mai bine. De asta prietenii cărora le poți spune lucruri greu de dus și care nu ți întorc foaia și care nu te jignesc și care caută să înțeleagă și care pot să-ți dea un sfat, un ton blând și fără să-ți rănească sufletul, că și așa este praf făcut, sunt foarte greu de găsit. Foarte greu. Numărați-vă, adică, uite, faceți un exercițiu acum, stați acasă, în fotoliu, gândiți-vă acum repede, câtor oameni ați putea să le spuneți dumneavoastră lucrurile, lucrul cel mai grav care vi s-a întâmplat, sau cel mai dureros care vi s-a întâmplat dumneavoastră în ultima perioadă. Fără să aveți, cum să zic, strângere de stomac, dacă îi spui, te jignește, te desconsideră, nu mai e prietenul tău, se duce și spune al cuiva ce ai spus tu. De obicei îți află locul dureros și te lovește exact acolo unde te doare. Foarte puțini oameni. Mulți oameni dintre ăștia, fără tact și fără maniere. Deci, spuneam, noi vorbeam despre zodii și unica zodie care va muri cu secretul tău, chiar dacă e certat cu tine și nu mai vorbește toată viața, nu-ți va spune nici secretul, este Scorpionul. Da. Culmea. Deci Scorpionul moare cu secretul tău, dar nu-l va ști nimeni niciodată. Asta e un lucru foarte important. De aia se spune, dacă vrei să-ți dai secretul vreodată în vieții tale, spune-l unui Scorpion. Nu te va trăda niciodată. Niciodată. Îi controlează pe ceilalți. Exact. Tot timpul sunt foarte în control, să fie în control, să știe, să vadă, să știe, să... Ăștia sunt cei care să poată manipula. Exact. Deci controlul îl face cu un scop, pentru a manipula. De a băga strâmbe, de a ști pe cine, la cine să ducă să mai bârfească ca să-l întoarcă împotriva celuilalt. Cam asta este. Ăsta e supervisorul. Merge abreviat. 3 litere. D-N-A. D-N-A, da. Nu Dana. Nu. Dana e acolo. D-N-A. Da. Doamna, adică. Da. Mint foarte des, Lidia. Păi mint pentru...